chiar și aici, departe de casă, în Republica Libaneză, magia Sfintelor Sărbători de Paști se face simțită. Noi, militarii Armatei Naționale, oriunde nu ne-am aflat, nu ezităm să creăm condițiile corespunzătoare pentru a frumusețea această zi specială cu tradiționalele ouă roșii și pască. În fiecare an, în atmosfera primăverii, creștinii ortodoxi sărbătoresc una din cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox de comemorare a Învierii lui Iisus Hristos. Sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos este un miracol divin, pe care îl celebrăm în fiecare an cu mare bucurie în suflet. Miracolul ce are puterea să ne facă mai buni, mai curați în gânduri și în ceea ce simțim unii față de ceilalți. Fie ca sărbătoarea Învierii Domnului să aducă tuturor regăsirea cu cei apropiați, în lumina speranței, a iubirii și a credinței. Din numele contingentului Armatei Naționale UNIFIL 1 Republica Libaneză, vă spunem Hristos a înviat și Paște fericit!